Sunt trader în companie Double Case. Am făcut cunoștință cu Double Case în 2018. De atunci până acum, da, sunt trader, doar că nu sunt trader zilnic. Deci am un cont care transacționez, n-ar spune din când în când, dar când este momentul. O dată în zi sau o dată la două zile. Atunci a început aventura mea în tranzacționare. Deci, în primul rând, eu am făcut cunoștință cu voi pe internet, pe reclamă. Am venit, am făcut cele 4 lecții gratuite și mi-a plăcut. Deci, mi-a plăcut informația. Informația este veridică, este destul de captivantă, destul de interesantă și am ales să tranzacționez cu voi. Și din cauza că sunteți numărul 1 în Republica Moldova. Eu am mai făcut un cerc așa pe Republica Moldova și am văzut că mai serioase companii ca Double Case nu există. Eu am să spun altfel, atâta timp cât nu ești criticat, înseamnă că nu faci ceva corect. Criticile astea vin din cauza la concurență sau din cauza la alți traders. Cei care nu au rezultate, asta din motiv că nu acordă mult timp sau nu acordă atenție, domeniul. Motiv pentru că unii acordă foarte mult timp sau alții nu cedează, dar ca să ai succes trebuie să neapărat să mergi înainte, chiar dacă ai căzut jos, să urci sus. Matematică aici nu trebuiește, aici trebuiește să ai interes, să-ți placă, să nu ieși mâine jos. Să leși emoțiile la o parte, deschide nouă afaceri ca 10 să fie de succes. Succesul este în faptul că eu am încercat multe strategii. Deci eu am încercat, am căutat și am găsit ce e și eu, ce e și eu cunosc, îmi place și cam atât. Și am făcut practică. Mai întâi am lucrat mult pe cont demo ca să nu am emoții. Deci un trader poate să câștige de la câteva sute de euro până la câteva zeci de mii de euro. Dar trebuie să neapărat să luăm în considerație și riscurile. Și să avem o strategie clară, și să avem un cont corespunzător. Pe viitor vreau contul să crească, să crească, să crească. Și poate încet ușor ca să formez și eu alt trader, poate chiar și în cadrul companiei Double Case, pentru că compania Double Case oferă toate condițiile. Este spațiu, sunt oameni frumoși, oameni bravi. Cei care doresc să fac cursuri în cadrul companiei Double Case, fășiți-le, nu vă temiți, nu ascultați de alte Marie și așa mai departe. Asta e provocație, asta e provocație din partea poate a concurenților, poate a oamenilor care nu au ce face, dar atât timp cât voi n-ați încercați, n-ați obțineți nimic.